nici nu-mi vine să cred. Și mie. Dar a venit momentul ca pentru prima dată să spun da din tot sufletul meu. Și înainte de a face acest pas, vreau să te asigur că am să te iubesc o viață și dincolo de ea. Tu ești femeia care mă face să privesc cu încredere spre viitor, care îmi dă putere atunci când mă simt slab. Tu mă faci să-mi depășesc toate limitele. Am să te iubesc în zilele cu soare, bineînțeles, dar și în cele norate. Și am să te țin de mână când vom trece prin cele mai mari furtuni. Te iubesc, soția mea, așa cum n-am iubit pe nimeni niciodată. Dragul meu, Liviu, dragul meu iubit, Liviu Olteanu. De azi, după și la drum ca o familie, de azi nu mai există tu și eu, de azi o să fim noi. Ai demonstrat mereu că știi să lupți pentru iubirea mea ca un adevărat erou. Ai fost acolo să mă ridici când simțeam că sunt la pământ. Ești un bărbat care ar face orice pentru femeia de lângă el. Îți promit să te iubesc toată viața mea. O să fiu lângă tine și la bine și la greu. Îmi mulțumesc lui Dumnezeu că te-a dus în calea mea. Acum cu tine de mână totul prinde contur. Te iubesc enorm. Și ne așteaptă o viață plină de surprize, iubire. Și eu zic că să o trăim din plin în doi. Noi, familia Olteanu, te iubesc. Și eu te iubesc. Mulțumesc frumos. Doamna Neagu, intrați dumneavoastră acum. Bună ziua. Începem. Da. Domnule Olteanu Ionuț Liviu, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe domnișoara Roman Maria Bogdana? Da, da. Domnișoara Roman Maria Bogdana, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe domnul Olteanu Ionuț Liviu? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut următoarele dispoziții din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Mulțumim. Iubesc.